astăzi fac un tag și este un tag pe care mi l-a păsat Nicoleta și îi mulțumesc pe această cale. O să aveți canalul ei în descriere și bineînțeles și al fetei care a creat acest tag. Și e vorba despre 15 lucruri micuțe, dar care mă fac fericită, pentru că am tendința să vorbesc foarte mult, nu voi face introduceri super lungi și voi trece direct la subiect. Mi le-am scris în agenduța mea și asta pentru că altfel tind să mă lungesc și să nu mai știu despre ce vreau să vă povestesc. Și primul lucru la care m-am gândit a fost zâmbetul băiețelui meu. Și da, adevărul este că dintre toate lucrurile din lumea asta care ar putea să mă facă fericită, faptul că băiețelul meu este fericit și zâmbește și este bine, e cel mai important lucru pentru mine și dacă el este bine și eu sunt bine și mai ales când zâmbește așa cu poftă, pot să fiu în cea mai neagră zi a vieții mele, se schimbă lucrurile pentru că e el acolo. Al doilea lucru care mă face foarte fericită și nu necesită cine știe ce eforturi financiare sau de altă natură, sunt băile fierbinți cu sare și eventual și un ceai cald. Îmi place atât de mult să fac băi fierbinți, eu fac chiar și vara, băi de genul ăsta și asta este momentul meu de relaxare. Al treilea lucru care mă face fericită și este un detaliu e ca în fiecare dimineață să vin la măsuța mea de machiaj și să mă aranjez. Nu doar faptul că atunci când sunt machiat arăt mai bine, dar și faptul că în fiecare zi e ca și când aș lua-o de la zero. Pot să folosesc alte produse sau dacă am greșit ceva pot să șterg și să refac. Și e o plăcere pentru mine în fiecare dimineață să-mi acord 5-10 minute mie în care să mă fac să arăt mai bine și mai încrezătoare în mine. Un alt lucru care mă face foarte fericită și promit că nu o să vorbesc în acest video numai despre lucruri de beauty, dar într-adevăr lucrurile astea chiar mă fac super fericită pe mine, sunt măștile de tip șervet. În momentul în care am descoperit măștile de tip șervet, am descoperit o nouă lume și acum sunt chiar pasionată și super încântată să folosesc acest gen de măști pentru că nu mai trebuie să le clătești după și ca să poți să stai cu o mască de tip șervet, trebuie să stai întinsă și relaxată și e practic din nou un timp pe care ți-l iei pentru tine, pentru a te relaxa și după, mai ales dacă folosești o mască de calitate, chiar vezi niște rezultate, te nu e mai luminos, mai ferm și e plăcut, e foarte plăcut. Al cincelea lucru care mă face foarte fericită este să planific. Îmi place atât de mult lucrul ăsta și mă împlinește atât de tare. În momentul în care am descoperit câte beneficii are pur și simplu modul ăsta de a organiza pe hârtie și de a avea totul într-un singur loc sau în cazul meu în mai multe locuri, dar de a fi organizată la acest nivel, pur și simplu viața mea s-a schimbat total. Asta și pentru că sunt o personalitate care tot timpul gândește tot felul de lucruri și are 10.000 de liste și gândiți-vă că înainte de a avea o agendă eram ca un calculator cu 10.000 de fișiere deschise. Normal că mergea greu. În momentul în care le-am trecut pe hârtie m-am simțit eliberată și foarte fericită și plannerul meu m-a ajutat foarte mult să devin mult mai organizată și mult mai ambițioasă în ceea ce fac. Un alt lucru pe care l-am trecut aici și care e așa nesănătos, dar pe bune că mă face fericită, dulciurile. Dacă îmi dai dulciuri, sunt o fată împlinită, o femeie împlinită și chiar era un citat pe Instagram, ceva de genul multă lume are impresia că femeile sunt fericite cu bani sau cu bijuterii sau cu mai știu și eu ce, însă de fapt singurul lucru pe care o femeie și-l dorește cu adevărat e să mănânce orice și să nu se îngrașe și sunt de acord. Un alt lucru care mă face fericită sunt mesele de sâmbătă de la prânz, când întotdeauna suntem toată familia sau în majoritatea timpului suntem toată familia, este cam singura masă în care suntem toți la masă, pentru că în general soțul meu e un om foarte ocupat și nu prea mâncăm toți deodată, dar sâmbăta la prânz este tradiția asta să mâncăm toată familia și e un moment
pe care îl apreciez și care mă face fericită. Lucru care mie îmi place foarte mult și cumva cred eu că mă leagă foarte mult de băiețelul meu. Este timpul petrecut împreună, fie că ne jucăm ceva sau fie că ne uităm la un film Disney, dar pur și simplu timpul petrecut împreună și chiar mă împlinește. De fiecare dată când îmi iau timpul ăsta să stau cu el și să discutăm sau să facem ceva împreună, mă simt împăcată cu mine seara la culcare, în zilele în care și se mai întâmplă să nu am timp deloc să stau cu el și să mă joc cu el și să vorbesc cu el, este un timp pe care simt că deși am făcut multe lucruri, l-am mirosit cumva pentru că nu i-am acordat și băiețelul meu un timp din ziua mea. Îmi plac acele zile și de obicei asta se întâmplă duminica, zilele alea de leneveală, în care ne trezim mai târziu și după aceea nu ne grăbim să ne începem ziua cu treburi și mâncat repede și aranjat repede și totul pe grabă, ci zilele alea în care stăm mai relaxați. Al 10-lea lucru care mă face foarte fericită este să conduc. Atât de mult mă relaxează să conduc și atât de mult îmi place, atât de mult mi-am dorit să am permis încă de când eram copilă și tati mă lua pe drumuri de țară în față să conduc volanul, să țin eu volanul. Of, Doamne! Mi se părea că niciodată nu o să mai ajung mare să ajung să-mi iau permisul și când am făcut 18 ani am putut să-mi iau imediat permisul, așa că l-am luat la 19 ani și da, anul ăsta fac 10 ani de când am permis. Încă un lucru care mă face foarte fericită e de fapt cumva tot ce are legătură cu apa, dar în mod special îmi place să not. Atât de mult mă relaxează și mă împlinește să not. Îmi place foarte, foarte mult. E o activitate, dacă aș avea o piscină și visez că voi avea cândva o piscină și să pot să not în fiecare zi sau când vreau eu și în fine, îmi place să not și mă face foarte fericită. Al 12-lea lucru e un pic ciudat, dar îmi place la nebunie să mă plimb prin magazine din astea mici și necunoscute sau în orice caz în genul ăsta de magazine care nu sunt de haine, nu sunt pentru... Îmi place la nebunie să mă uit la pixuri, la papetărie, la hârtii, îmi plac cărțile cu miros, să citesc, să... Deci atât de... asta... ore întregi în genul ăsta de magazine micuțe și cochete cu tot felul de lucruri. Îmi plac magazinele mici, inclusiv în SH-uri. Îmi place să intru și să văd dacă oare găsesc ceva extraordinar de marcă sau ceva care costă puțin și ar merita mai mult. Îmi plac magazinele astea mici. La următorul punct o să mă înțelegeți toate acelea care sunteți ca și mine obsedate de skincare. Iubesc să încerc un produs nou. Mi se pare o fericire și o senzație atât de plăcută atunci când deschizi pentru prima dată și vezi textura și simți crema în mâna ta și o aprici pe față. E o bucurie foarte mare la început când începi să folosești un produs pentru prima dată și... chiar cu drag aștept să, spre exemplu, să vină ora de demachiere ca să mă demachez sau să mă dau cu cremă, depinde de produsul pe care îl folosesc, dar atât de mult mă încântă detalii de genul ăsta și sunt detalii mici. Un lucru care poate părea ciudat, dar care din nou mă reprezintă pe mine foarte mult ca personalitate, ca zodie, ca din foarte multe puncte de vedere, eu iubesc să am casa curată. Atunci când am casa curată, simt o fericire și o împlinire totală și având un copil mic, nu pot să țin permanență casa curată, dar vai, cât de bine mă simt atunci când este curat în casă. A zis și Ștefana sentimentul ăla de fericire când depui în lingeria curată de pat, deci casa curată pentru mine așa, o curățenie din asta generală și ca lumea, în seara aia dorm eu cel mai bine, cel mai liniștită, nu știu, sunt foarte fericită când am curățenie în casă. Un lucru care mă face fericită este această comunitate și în general tot ce ține de YouTube. Eu fac videouri și la acest moment din pasiune și pentru că îmi place foarte mult să interacționez cu voi. Sunt fete care îmi trimit
cât un mesaj, așa câteva cuvinte, ele își rup din timpul lor să-mi trimită o încurajare sau un gând frumos și vreau să vă spun că se întâmplă de multe ori să vină pur și simplu la momentul potrivit, să vină într-un moment în care am nevoie de o încurajare sau am nevoie de cineva cu care să împărtășesc ceva și îmi place atât de mult comunitatea pe care am creat-o pe YouTube și tot ce ține de YouTube și de modul în care se desfășoară lucrurile. Mi se pare că YouTube-ul m-a schimbat foarte mult, mi-a dat mult mai multă încredere în mine, mi-a demonstrat faptul că pot să fiu mai bună și să mă îmbunătățesc în fiecare zi. Dacă mi-a urmăriți videourile de la început, știți cât de timidă eram în fața camerei, cât de rar și de greu vorbeam și cât de diferită sunt acum și cred că va fi un proces continuu de cizelare și de șlefuirea mea, pentru că îmi place să fac YouTube și mă impulsionează să fiu mai bună și la vorbit și la învățatul ingredientelor și foarte multe lucruri care chiar mi-am adus o împlinire și care mă fac foarte fericită. Gata! Acesta a fost videoul, sper că n-a fost foarte lung și că ați rămas lângă mine până la sfârșit. Aștept să-mi spuneți și voi câteva lucruri care vă fac fericite, pentru că vreau să împărtășim acest vibe pozitiv și să fie un video care să împrăștie fericire. Vă pup, să aveți o zi minunată!